Cetă de colindători, purtând tradiționalele costume populare, au adus vestea nașterii Domnului la centrul eparhial din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu i-a întâmpinat rând pe rând și i-a binecuvântat. Colindătorii de pe meleaguri mureșene sau din Țara Moților au promis că și pe mai departe vor păstra vie tradiția colindatului, transmițând-o și generațiilor următoare. Din județele Alba și Mureș, preoți, elevi de la școli și licee, coruri și formații folclorice au adus arhipăstorului lor cântece îndătinate și au primit cuvinte de suflet, sfaturi și urări, dar și daruri, așa cum este datina străbună. Noi intrăm în comuniune cu strămoșii noștri care au compus aceste colinde și le-au dat melodii adecvate. Colindele se înscriu printre dovezile istorice concrete ale existenței noastre aici. Ele au perpetuat din generație în generație, pe înțelesul poporului, învățătura creștină și au transmis-o prin viu grai în melodioasa limbă românească. Cetele de colindători vor vesti și în zilele următoare nașterea Mântuitorului Hristos la centrul eparhial din Alba Iulia. Asta-i seara, seara de Crăciun, după care noi ne-am dus ca să-L găsim pe Iisus. Asta-i seara.